balaurul cu 100 de capete. Un cavaler, pe când traversa pădurea, a zărit un balaur imens prin tufișuri. Mai văzuse el mulți balauri la viața lui. Cu unii se luptase și îi învinsese, dar ca acesta nu întâlnise până acum niciunul. Acesta avea o mulțime de gâturi, cu cel puțin 100 de capete pe ele și cu tot atâtea guri înfricoșătoare. Ar fi putut răzbi cu un balaur cu 3 sau 7 capete, dar cu unul ca acesta nu. Se gândi că în cazul acesta e mai înțelept să o ia la fugă. Vorba aceea, fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Foarte rău făcu. Tocmai din cauză că gâturile balaurului erau multe și se întindeau în toate părțile, fiecare cap îi spunea ce să facă. Să-l mâncăm, să-l ardem, să-l facem una cu pământul, să-l înghițim, să-l strângem în gheare, să-l jucăm în picioare. Nu se putea hotărâ ce să facă și nu putea să iasă din tufișuri. Deci nu era deloc de temut. Mergând mai departe prin pădure, după puțin timp, cavalerul zări un alt balaur printre tufișuri. Acesta avea numai un singur cap. Cavalerul porni cu sabia întinsă să-l înfrunte. Balaurul, ce e drept, avea numai un cap, dar avea 100 de brațe. Și-a croit drum printre tufișuri cu ele și sări în fața luptătorului spunând: te prind în gheare și te strâng, iar când suflu odată spre tine, te fac scrum. Zis și făcut. Și astfel balaurul l-a învins pe nesăbuitul cavaler. Din asta putem învăța următoarele. Mai mult înseamnă 100 de brațe care se conformează deciziei unui cap, decât 100 de capete care comandă și nu execută niciun braț.